Bine ați venit, dragii mei! Astăzi vom vorbi despre karma din trecut și cum o prezentăm. În India se face puja pentru rectificarea karmei sau pentru a ți se debloca ceva. Ce este puja? În câteva cuvinte, puja este o formă de rugăciune rituală și de respect față de zei. Bineînțeles, toată lumea așteaptă miracole după ce efectuează puja, toată lumea se așteaptă după un pomelnic la mănăstire sau două, trei puja să li se șteargă karma. V-ați gândit vreodată câte vieți ați avut și cum ar putea fi curățată într-o viață prezentă ceea ce s-a adunat în mai multe vieți? Dacă nu ați făcut nimic spiritual, poate pentru voi. Dau un exemplu. Să zicem că în viețile anterioare, hai să zicem în ultimile două, ați făcut puja cel puțin o dată pe lună, v-ați rugat în fiecare zi, ați făcut rugăciuni cu Mala de 108 ori, fiecare mergea o rugăciune și ți s-a propus să facem fiecare zi pentru un termen anume, pentru iertarea păcatelor, dar ai murit și nu ai terminat ce ți s-a spus. Ai venit în altă viață, nu ți-ai adus aminte cine ai fost, dar la un moment dat, ceva neașteptat trezește în tine dorința de a te ruga. Mala îți aduce anumite, sau poate anumite, amintiri de ceva. Lucru bun este că odată cu karma ta sunt depozitate și lucrurile bune, rugăciunile tale. Deci dacă în altă viață nu ai terminat ce ți a spus, iar acum vei face 10-20 de mala de rugăciune, s-a împlinit ce ți s-a promis. S-a promis iertarea păcatelor, poate fi pentru niște vieți anterioare, poate fi până în momentul în care ți s-a propus acel lucru. Pentru că fiecare dintre noi facem și altă karmă în viața în care suntem. Este ca și cum ai umple o sticlă de apă, picătură cu picătură. Ai murit, iar când ai revenit ca suflet, vei adăuga ultimile picături. În viața reală, să traducem karma. Să zicem că pe tranzit ai pe Marte. vom merge mai întâi cu Marte. Deci energia lui Marte este sângele. Îl ai, sau să zicem mai bine zis, că pe tranzit ai pe Venus în Fecioară și Marte a stat vreo două luni în casa opta, unde sunt accidentele. Când Marte se apropie de Venus, Venus este mașina, e posibil un accident sau ceva îi se va întâmpla unei fete, pentru că Venus este fată. Dar și mașina. Deci, fie tu lovești o mașină, sau altcineva te lovește. Vreau să știți că întotdeauna când este vorba de Marte, este bine să știți ce reprezintă Marte în corpul nostru. Sângele pentru a evita accidentul sau karma de a avea un accident, ar fi bine să mergi la doctor să faci analize de orice fel. Sângele este Marte, acul de siringă este chetu. Când scoți sânge din corp, înseamnă că e mai puțin. Atunci impactul karmic va fi mai domol. Dar nu poți schimba karma. Poți face puja, pomelnice, câte vrei. Karma este karma, cea fixă. Dacă știi cum să atenuezi și să o iei înainte, atunci vei avea accidentul, dar nu vei fi rănit. Poți face o analiză de colesterol simplu și atenuant pentru karma ta. Am citit într-o carte, un guru sfânt a luat un băț din jar bineînțeles că ardea și încă avea jar acel băț, și și-a atins discipolul pe braț, aproape de umăr. Discipolul îl întreba de ce îl arde cu bățul și guru îi spune că tocmai i-a schimbat karma de a fi ars de viu. Karma nu se schimbă, dar poți schimba efectul. Să zicem că Marte traversează zodia feciarei. De ce fecioara? Pentru că acolo inițial sunt toate nenorocirile karmice. Dacă vei dona la fiecare două luni sânge, atunci vei atenua orice efect malefic. Altceva este să ai un accident și altceva este să ți intre un spin în talpă. Atunci când Jupiter tranzitează peste Marte și donezi sânge, poți avea și beneficii. Dar țineți minte că în momentul în care goliți ceva puternic înseamnă că are mai puțină putere și puteți schimba efectul. Astfel de remedii veți avea o multitudine în viața voastră, dar încercați să înțelegeți în logic. Haideți să luăm un exemplu în vastu, poate nu știi ce e vastu și nici nu știi cu ce se mănâncă. Posibil să ai certuri zilnice, Pierderi în afaceri, ai pierderi în clientelă sau nu mai ai vânzări ca înainte, lăsând la o parte motivele sociale. Te vei gândi că ai nevoie de un expert vastu pentru a-ți rectifica energia casei sau să faci puja pomelnice pentru a reveni abundența sau mergi la un astrolog. Dar, ce-ar fi dacă ai sta să te gândești ce ai făcut în ultimile două săptămâni, ce ai schimbat în casă, să-ți dai seama că poate, după cum avem aici mașina, ai parcarea cu fața spre sud, deci parchezi mașina cu fața la nord, că mai rar să vezi să o parcheze cu spatele, poate fi albă sau neagră. Și acum două săptămâni ai cumpărat o mașină roșie și ai pus-o în spatele celeilalte. Ce ai făcut? Păi, tocmai ai pus foc pe nord. Atunci, reputația scade, respectul din partea celorlalți, mintea îți este obosită și plină de gânduri, banii, afacerea au scăzut. Cei care ați venit pe vastu, știți că puteți folosi ca remediu pe cubera, este deținătorul resurselor, a bogăției. Dar nu există remedii atunci când tu faci ceva, ce ți se întâmplă ceva neașteptat și știi că nu ai făcut nimic. Mai dăm un exemplu. Să zicem că ai cumpărat un tablou cu flori galbene, o frumusețe, și îl pui pe perete, undeva unde nu ai nimic. După o perioadă, ești insultat la muncă, pe stradă, reputația ta scade, te enervezi, dar nu poți să acționezi în unele circunstanțe. Te gândești că e o poziție astrologică nefavorabilă, și de ce tocmai ție? Întotdeauna, când aveți așa ceva, mergeți înapoi în timp să vă aduceți aminte. Ce schimbări ați făcut fie în casă, fie la birou, ce am cumpărat, ce am schimbat pentru că mutând acel lucru se corectează situația. Galbenul semnifică pământul. Dacă e de foi mare, înseamnă că ai pus tabloul pe sud. Ai făcut un mix între pământ și foc. Ai stins focul. Avem nevoie de curaj, de viață. Dacă e la office ce ai stricat relația cu șeful? Sau, ai o floare în ofis și amator, cei care aveți ghivece mari în casă sau la muncă, nu le lăsați pe podea pentru că vă închide toată energia casei sau cutii depozitate pe podea. Chivecele se așează pe mese, scunde de lemn. Are semnificație. Am întâlnit chivece puse pe sud-vest, acolo unde sunt relațiile. Ce vi se întâmplă? Prietenii buni vă mănâncă pe la spate. Toate relațiile scârție sau apar neînțelegeri până la despărțiri. Dacă vă dați seama că ați pus pe o direcție greșită și mutați florile la est în câteva ore, câteva zile se liniștește totul, poți avea chiar și surpriza de a ți se cere iertare de la persoane care te-au bruscat pe nedreptate, poate chiar șeful pentru că realizează că nu ești tu cel care ai greșit. Concluzia. Înainte de a muta, cumpăra, fie pentru tine personal sau casă, gândește-te înainte ce efect ar putea provoca dacă nu știi semnificația. Gândește-te ce ai făcut pentru că un obiect îți poate aduce obstacole, dar și noroc. Eu vă mulțumesc și vă rog să distribuiți videoclipul pentru că poate acolo cineva are nevoie de ajutor. Și chiar vă invit să mergeți pe cursul Vastu pentru că cu siguranță vă va ajuta pe toți. Veți avea o multitudine de remedii să vă îmbunătățiți viața, pentru că viața este frumoasă și noi toți ne dorim să fim fericiți. Și atunci, fiți fericiți, oameni buni, zâmbiți mai mult, e gratis. Vă iubesc pe toți. La revedere și vă aștept la un nou videoclip.